Bună dimineața din nou, sau bun prânz, sau bună seara, sau când veți vrea voi să vă uitați la filmarea aceasta pe care prietenul meu Ștefan mă ajută să o facem. Continuăm să citim împreună din cărticica aceasta, Ogorul cu Ungeri, povești și povestiri, în speranța că undeva, cândva, vă va prinde bine câte un cuvânt de încurajare. Nu sunt povești doar pentru pitici, să ne înțelegem, și pentru ei mai mari. Acum am să-mi îngădui să citesc, după ce am citit despre Maica Liuba, un alt fapt real care mi-a marcat mult copilăria, dar am întors-o eu așa, ca un om crescut altfel, undeva în șcheii Brașovului. Semnat indescifrabil. Fusese clar cel mai bun preot pe care l-au avut. Nu doar vocea sau prezența sa plăcută, fără îndoială, făcuse din el un preot apreciat, ci și modul în care slujea și avântul predicii și bucuria în care își întâmpina enoriașii oameni de oraș, ce mai, dar cu inimă mare, care uneori bătea să le spargă coșul pieptului, ca acum. Părintele dispăruse de vreo săptămână și când preoteasa îi alarmă, s-au temut că a fost arestat. Parohia lor avea biserica peste drum de sediul temniței securității și își întinseseră toate firele de cunoștințe ca să afle dacă părintele și aflase sfârșitul prin temnițele ca niște văgăuni ce făcuseră spaima multora dintre ei an bun. Băiatul Mariei, îngrijitoarea bisericii Titi, le dăduse de veste că părintele nu figura pe nicio listă de arestări sau ceva de genul acesta. Atunci parcă lua o frică mai mare, mai ales când văzură cum rămân fără păstor. Cel numit, la vreo două luni de la dispariție, n-avea nimic din părintele lor. Și se va vădi așa vreme multă. Avea școală, slujea corect, vorbea și se comporta corect, poate prea corect, cum zicea țața Marie, dar nu le încălzea inimile cu nimic. Lor le era dor de părintele lor. Ideea de a-l căuta îi venise lui Ticu, al lui Iremia. Pe străzile de sub munte, pe după grădini, în sisul costișei, nicăieri părintele nu s-a aflat. Căutarea mai departe, pe la tronul zânelor, pe creasta spre fântânița popii sau prin voioagele adânci pe care spurcata le săpa unică, rea și duhnitoare, în coasta de calcare a muntelui, nu căutau în fiecare zi, dar în fiecare zi își plecau genunchii la rugăciune pentru el. Părintele cel nou simțea că-i concurat de o umbră și, într-un fel aproape iritat, nu mai știa ce are de făcut. Mai ales că greșise din prima duminică atunci când o rugase pe preoteasa celuilalt a dispărutului să iasă din strană și să șadă lui niște neamuri. Oamenii s-au înfricoșat de bădărănie și vreo câțiva porniră gata să-l certe. Bine că a venit părintele Ștefan, am să vă șoptesc Tascean, tânărul prieten al părintelui lor, de mai temperă un pic mânia oamenilor. Și apoi se puse el însuși în fruntea căutărilor. Și cu toată râvna n-ar fi aflat nimic dacă n-ar fi fost ca pădurarul, prieten de taină al părintelui, să nu și pierdut caii de povară pe care avea să-i afle în povârnișul de la piciorul boului. Locul îi zicea așa de la faptul că în război bombele topiseră pietrele de pe munte și într-un pas de astfel de pietre, copita unui bou se afundase în piatră, măgura fiind aprinsă de focul de sus. Tot acolo, pe lângă masa generalului, se aflau gropile obuzelor explodate, nici adânci, nici prea lași, dar suficiente cât să se piardă în ele un copil în picioare. Am încercat și așa e. Aici îl afară pe părintele lor, căzut cu fața în jos, în băltoaca plină cu mătasea broaștei crescută nemernic, umplând aerul de miasma bălții. Se alertase miliția și oare de ce, tocmai securitatea, și oamenii urcară în grabă panta împădurită a muntelui, dar de la distanță nu li se mai îngăduia accesul. Niciunul, nici măcar pădurarul, nu știa să-l fi văzut fața părintelui de recunoscuseră reverenda și tălpile albite de umblat ale slujitorului lui Dumnezeu. Reacția oamenilor nu și-o mai aduce aminte nimeni. Poate pentru că toți făceau parte din aceeași lume rănită de un astfel de eveniment totalmente de neașteptat. Dar reacția de teamă a celui ce le înlocuia pe părintele îi duru mai tare. Acesta, văzându-se, zicea el, pe cercetări ale oamenilor legii, susținea sus și tare că nu îl îngroapă pe preot pentru că acesta s-ar fi sinucis. Îngroziți, oamenii așteptau un semn și semnul acesta veni noapte dinaintea îngropării când Tilică, groparul, pururea aburit de alcool, se lăudă după miez de noapte că împreună cu Dănilă, celălalt gropar, săpaseră și astupaseră mai apoi groapa părintelui în prezența unor organe competente, după cum rostea Peltic de atâta băutură. Tilică, neuitând să trântească o înjurătură mai groaznică decât toate pe care le auziseră oameni. Și el îl iubea pe părintele și lui îi făcuse bine și îl durea graba cu care l-au aruncat în groapă, ca un gunoi.
În zori când ceața se ridică de pe pietele rănite de zăpadă și ploaie ale bătrânului cimitir, preoteasa și câțiva vecini, mai întâi, apoi tot mai mult și mai mult, se strânsele lângă mormântul reavăr într-o rugăciune mută. La vremea la care ar fi trebuit să fie slujba, numai părintele Ștefan, albit peste noapte, cum eu însumi aveam să-l cunosc, alesese cu bine să-și îmbrace odăjdile albe ca de Paști și să-i facă părintelui său slujbă de pomenire. Rotindu-și ochii, înțelese de mult, de altfel, de unde graba oficialilor. Din teama de mulțime de oameni care, lăsându-și lucrul, fugind peste gardurile ce le înconjurau gospodăriile, care cu soțiile și copiii, care singuri, alergaseră la mormântarea părintelui. Pe cel nou nu-l găsi decât într-un târziu îngenunchiat și rupt de plânset în altar, departe de ochii scăpărători de ciudă și lehamite ai oamenilor. Nu mi-aduc aminte să fi văzut în cimitir un mormânt mai înflorit și mai căutat de oameni, în tăcere, cu ochii scăpărând de nu știu ce. Toate acestea Alexandru le știa de mic. Crescuse cu povestea aceasta și în visele sale, care aduceau teribil a realitate, voia să facă dreptate părintelui. Student și mai apoi diacon, slujind la catedrala din ruptura aceea de munte ce hrănise copilăria cu toată lumina din întuneric și de deasupra lumii, nu fu mai emoționat decât atunci când preoteasa celui aflat mort în poiana cu rând de obuze aproape le căleșină, când constată că, în ținută, în glas și în gesturi, el, Alexandru, aducea teribil de mult cu părintele. Lucru pe care și bătrânul Ștefan, părintele inimii lui, ar fi fost bucuros să-l constate. Așa a rânduit Dumnezeu ca într-o vreme prietenul său din copilărie, o copilărie ca oricărui copil de român într-un cartier muncitoresc, brăzdat de evlavie la tradiția lor săi, să ajungă în timp istoric și să-i scrie într-o după-amiază, cerându-i să vină să-i arate grabnic ceva. Ajuns în creasta înflorită a castanilor din centrul orașului, aflară o hârtie păstrată la secret, prin care o sursă anunța oficial pe comandantul securității că misiunea privind anihilarea fizică a preotului, despre care tocmai v-am povestit, fusese realizată în maximă siguranță la locul numit Piciorul Boului, la data de, la ora, de către. Ce mai contau aceste amănunte câtă vreme părintele se vedise până la capăt ceea ce își dorise să fie de la început? Un bun ostaș al lui Hristos. După ce a făcut rost de copia documentului, a obținut și aprobarea ca biserica unde își împlinise rânduiala să îndeplinească toate ale slujirii. Cât s-ar fi bucurat preoteasa Avei, sau poate că cine știe de dincolo de împărăția răutății acesteia, înălțată deasupra cum trăiseră, ochii lor priveau pe copiii de altă dată, albiți și demni, cântându-și încă durerea după părintele ce le luminase inima. Te poți întreba, nu-i așa, cine devine de toate acestea? Singur Dumnezeu știe, chiar dacă, eludând judecata istoriei, nu și cea pe cea finală, autorii anihilării semnaseră SS indescifrabil.